consider că Fundația PACT este o organizație absolut remarcabilă. Este o organizație care susține dezvoltarea sustenibilă în sudul României. Din cei 12 ani de existență am petrecut peste 6 pe teren, printre oameni, încurajându-i și deschizând drumuri pentru a-i ajuta să-și împlinească visele. Sunt peste 22.000 de oameni care ne-au fost alături, am reușit împreună să facem peste 200 de proiecte și de multe ori am mutat munții. Fundația PACT a venit și ne-a dat curajul să luptăm pentru nevoile noastre și am reușit. Ce este foarte special despre PACT este faptul că este bazat pe indivizi, pe oamenii excepționali în comunitate. Fundația PACT a venit foarte mult în comunitatea noastră, pe lângă ajutorul material, ne-a schimbat în mentalitatea, ne-a făcut să înțelegem că de la noi poate veni schimbarea și împreună toate instituțiile din comunitate am făcut un pact să ajutăm comunitatea. Proiectele lor contribuie la o Românie mai educată și cred că dau o lecție de implicare și de curaj în tot ce se fac. Ne dorim să ajutăm Fundația PACT și totodată să sprijinim antreprenoriatul social și să ajutăm micii întreprinzători să se dezvolte. Susțin Fundația PACT pentru că ei fac toate lucrurile alea pe care eu n-am curajul să le fac, dar visez la ele. De când am început facultatea, de când am învățat că e foarte important să trăim în comunitate și să ne ajutăm unii pe alții și să dăm oportunități oamenilor de lângă noi. Cred cu tărie că trebuie să ne îndreptăm în număr cât mai mare către aceste comunități din mediul rural. Am văzut schimbări radicale în copiii cu care am lucrat. Muncesc foarte mult cu cei de la Vizurești de ceva timp, deja cred că am 2-3 ani. Datorez această experiență Fundației PACT și le mulțumesc mult. Chiar mă fac fericită! Vom continua să susținem comunitățile mici, să-și împlinească visurile mari, căci noi credem că România va crește de jos în sus.